Leo Trandafir respiră fără ajutorul aparatelor și își revine treptat. În ultimele zile, medicii au reușit să îmbunătățească funcțiile organelor interne. Veștile bune vin dintr-un comunicat de presă emis de clinica AKH. Au fost confirmate și de Mircea Badea în emisiunea Sandrei Stoicescu de la Antena 3. E într-o condiție în care poate vorbi multe ore. Așa. Alte detalii de ordin medical n-aș vrea să... E bine? E spre bine. Mircea Badea este destul de zgâcit cu informațiile despre fosta sa colegă. Cert este că Teo se simte mai bine și poate vorbi. Și da. Are nevoie să simtă că suntem ok? Adică o interesează ce e în România sau... Îți spunem ție și îi spui tu mai departe, că suntem destui care îi dorim să-i fie bine. Cred că începe să o intereseze. Da? Asta să știi că e cel mai tare semn că începe să se simtă Da. Cred că începe vinișor. Să o intereseze. Și asta de câteva zile bune. Chiar dacă la sfârșitul săptămânii trecute, un comunicat al clinicii din Viena anunța că vedeta TV ar fi încă în comă indusă. Cred că a venit un comunicat cu o întârziere. Acum, cu o întârziere mare. De aia s-au produs unele confuzii, știi? Mulți au înțeles că ea era spre bine, după care dintr-o dată era spre rău, de vreme ce... Așa e, așa am prezentat și eu vineri, da? Da, nu s-a întâmplat așa. A fost operat, au trecut niște zile, după care nu mi-explic ce s-a întâmplat cu acel comunicat. Astăzi, medicii clinici AKH au dat un alt comunicat în care spun că au reușit să scadă inflamația din zona pancreasului, dar sunt rezervați și speră să nu mai apară complicații. Deși este tot în secția de terapie intensivă, Teo se simte bine și respiră fără ajutorul aparatelor. Președintele